Salutare, oameni buni! O seară binecuvântată vă doresc și sărbători liniștite în continuare, alături de cei dragi. În această perioadă plantăm semințele pentru anul viitor. Este o perioadă deosebită din punct de vedere sufletesc, din punct de vedere spiritual. Eu o să vă prezint ultima mea apariție, cartea Întâlnirea cu Hristos, terapia iertării. Este într-adevăr o carte terapie scrisă pentru sufletul meu și pentru sufletul celor cu care sunt conectat, pentru că noi avem o strânsă legătură la nivel de suflet și atunci când realizăm acest lucru și realizăm cât de important este să dăruim, să oferim, atunci suntem cu adevărat împliniți. Această carte este despre întâlnirea cu sinele nostru superior, cu sinele nostru divin. Adevărul este că noi avem mai multe întâlniri pe parcursul unei vieți cu sinele nostru superior și acest lucru se întâmplă ori de câte ori iertăm, ori de câte ori iubim din adâncul sufletului nostru. Întâlnirea cu Hristos este o întâlnire cu propria conștiință, cu acest sine divin de care este bine să ne amintim din ce în ce mai des. A-L găsi pe Dumnezeu înseamnă a găsi, de fapt, această liniște sufletească pe care nu o putem căuta decât adânc în interiorul nostru. Este o carte despre iertare, despre bunătate, despre dăruire și se poate parcurge ușor și de asemenea înțelege ușor de cei care sunt legați la nivel sufletesc de înțelesul acestor rânduri. Cartea Întâlnirea cu Hristos, terapia iertării, poate fi cumpărată de pe Libris.ro, poate fi cadoul tău pentru acest sfârșit de an sau pentru începutul anului viitor. Vă doresc un an nou binecuvântat și sărbători liniștite alături de cei dragi, cu multă liniște sufletească și să ne auzim și să ne vedem cu bine la anul. Dumnezeu să vă binecuvânteze!